Mulți dintre voi știți ce mașină am avut în trecut, așa că nu știți ce mașină am eu în prezent. Nu e asta mașina, asta e mașina vechi. Asta e mașina vechi, care o mai purt în clipurile mele. Totul bine. Hai la interior și vorbim despre noua mașină. Mergem să alimentăm un pic. Avem de parcurs o distanță cam mare. Noi ne aflăm acum în oraș, suntem în Iași și trebuie să mergem la cam 20 de kilometri de aici, de unde suntem noi, să vă prezint noua mașină. Nu v-am prezentat-o până acum, două motive. Unu, nu aveam numerele puse pe mașină. Și doi la mână. Na, am zis că mai așteptam acum un moment mai oportun. Și a convenit momentul în care faci și prezentarea mașinii. Am primit ieri un telefon de la tata. O să treci mai repede cât ți-au ajuns numerele la mașină. Vino și mergi cu ea, vezi dacă merge. Luați apă că eu n-ai luat. Așa că mergem să luăm. Mergem să alimentăm prima dată, ne venim la Peco. Doar de 50 de lei pui? Băgăm în aia la altă mai mult, ca aia consumă. Hai că am vorbit cu băieții la poliție să mă escortez o leacă până acolo, ca să mergem mai repede. Haideți, ne-și centura. Hai după iosniță în tare. Ia să văd, vă dați seama așa după cheia asta? Ce mașină-i? Fraților, asta e noua mașina canalului, un Renault Megane 2. Motorizarea, vine tu dacă se vede ce motorizare are. Aici e adevărata putere a lui, vâna, viața motorului. E vorba despre un 2.0 benzină, după cum se vede, de la Renault, 16 valvi, rupe. Stilul merge de bubă, cum ar veni. Are 140 de cai. Se simte la roată foarte agresiv. Bine, față de ce am eu, Sandero la 1.4, de 70 de cai, ăsta are 140, vă dați seama că rupi. Atâta cu motorul, nu vrem să îl supunem la mai multe interviuri. Jantele mașinii sunt foarte rare, sunt niște borbeturi care dă foarte, foarte fain. În două lățimi, spre 16, spatele alea mai lat, mai bombat. Jantele astea, credeți-mă că n-am vrut să iau fără jante, deci cum se așează, vă... Jantele pe mașina asta, mor după ea. Opteaua e nouă, a fost lăpsită acum câteva luni, din câte am văzut la vechiul proprietar. E pusă de la un Honda Civic, stai pe ea, mișto. Hai, tu-l la interior să vă... Odată ce am închis ușa asta, îmi dau seama că antifonarea e mult mai bună față de Dacia, fraților. Nu se mai aude nimic afară. S-aude? Nu se mai aude. Volanul șmecher, hai să dau și o cheie, start, stop, funcționează. Hai că acum nu vrei să detecteze cheia. Apurim motorașul 2.0, lăsăm o leacă să-și tragă acolo ulei în sus, sunt toate, știți voi, treburile cum stă la motoare. Poți să-i dăm și o șpanietă. Volanul, primul rând, se învârte foarte lejer. Are o servo electrică asistată, de, zici că sunt Rolls Royce, tot ea cu degeți, frate. Bine că nici n-am mâncat asta, ci drept. Bun. Are aici o mică navigație aftermarket pusă. Rama nu am mai pus-o vechiul proprietar, am să o modelez eu în 3D. Katia, văd eu cum scot la imprimantă 3D, o lucrez eu în câteva zile și o pun acolo, nu-i problemă. Ca dotări, cutie în 6 trepte. Foarte, foarte mișto etajarea cutiei de viteze. Frână stil avion. AC, și mai șmecher, să zic așa, e că are trapă, are și panoramic. Aici am început eu deja să o fac un pic, firele de acolo, avea ars motorașul de la trapă de aici și nu mai străgea. Și lucrez eu cu motorașul ăla să-l fac, dar nu e problemă că o repară față spatele vostru. O să retapisez și plafonul, în alcantara, cred că de culoare, așa, tot așa de culoare, sau dacă nu, negru, cred că dă cea mai bine. Ești steluțe de ele ambientale, văd eu, cotieră frumos, să stai ca barosanii când mergi pe autostradă. Pilot automat, bineînțeles, tot ce vreți voi, ia. Sau de fain, zic eu, da, ieși în șafar imediat.
Băi, ce să zic, interiorul arată bine, mici imperfecțiuni, un scrum de țigară, după cum vedeți pachetul aici, vă dați seama că nu lipsește și un scrum. Hai să leacă afară, vedeți cum s-au unit. Acum vreau un comentariu să mă ajutați să mă decid. Una din două. Trebuie să păstrez. O mașină trebuie vândută. Nu știu care. Nu-s decis. Sandero are 60.000 de kilometri. Asta are 154.000 de kilometri. Am și pornit mașină. Îmi place că volanul se învârte foarte, foarte lejer față de Dacia, se învârte super, super lejer. Ești tot tare pentru oraș cel puțin, sau dacă mergi mai sportiv, asta nu știu dacă e un lucru bun. Da, e ok. Ia să mutăm noi Duster-ul ăsta lui tata. Ca să ieșim șmecuri, nu, nu, o să și dreacu, nu? Dă mâna acum în față, că nu încăpem de... Opa, stai pe loc. În dreapta frumos. Scuzați alea că trebuie să aici. Tata are probleme cu reactorul numărul 3 și 4. Îi face o revizie, știți voi acolo și cum stă treaba. Deci nu pot să cred. Moi. N-am pompă, n-am nimica, n-am compresor, n-am nimica. Ai ca noroc, tata m-a rezolvat cu compresorul. Ca altfel mă lua benga la... La mână. Din păcate, am uitat pe o leacă piste acte. Mi-a spirat ITP-ul ieri. Nu o să fac ITP-ul dacă plat până la fraților. Băi, dacă știam, veneam aici, o luam, mă duceam în oraș, făceam ITP-ul. Dar așa cum nu mai am ITP-ul, trebuie să mă duc platforma, să duc, să o fac. Nu știu că nu o să fac asta, dar o să văd. Cred că o să mai dureze ceva. Baroc, n-am putut să merg cu ea. Azi vă arăt și motorul, vă explic despre el o leacă, care-i treaba. Asta e situația. Dăm o leacă drumul și la sistemul ăsta audio. Și îmi spuneți o părere despre el. 2.0 benzină de 141 de cai putere, Renault Megane GT, mai exact. Rupe, frate. Rupe. Motoarele astea sunt legendare. Să simt, e fain, cum e mai joasă față de ce am avut eu și am în continuare. E ca să o păstrez, până la urmă. Votați acolo în comentarii care să o țin, care nu. Ia, oricum place maxim, hai dacă la interior să mai problemă. Interior frumos de textil, mișto, în stare foarte, foarte bună. Cel puțin nu mă așteptam să arate așa bine interiorul. Spatele, banchetele, la fel de bine. La interior îmi place maxim, n-am ce să zic, arată foarte bine, în condiții foarte bune. Aici i-aș da un șpan acum, dar hai măcar să vedem cum se aude sistemul ăsta de pe ea. Dați bă like, dați și subscribe, nu fiți martalogi. Ia auzi bă, ați auzut și zici sistemul ăsta despre voi? Să nu fiți din aia cu obrajul gros, știi? Dați acolo un like, un subscribe la fratele vostru, că postează de azi înainte. Nu mai